Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vreau să abordăm în această emisiune un subiect delicat. Bănuiesc că va stârni multe reacții agresive din partea unora această emisiune. Cu greu m-am decis să o realizez și vă spun că de-a lungul timpului, de ani buni încoace, tot am vrut să abordez subiectul pe care îl voi aborda în această emisiune. S-a întâmplat că între timp s-au adunat prea multe lucruri și pur și simplu simt nevoia totuși să îmi exprim punctul de vedere. Îi voi ruga pe cei care sunt vizați de această emisiune să nu se lege de detalii, să încerce să răspundă direct la întrebările pe care le voi enunța pe parcursul emisiunii, să nu se lege, eu știu, de faptul că n-am bască sau de faptul că, eu știu, am barbă sau sunt uns prea scurt sau că nu sunt patriot, să nu spun asta despre mine. Sau că, nu știu, vreo invidie, ceva care m-ar copleși, lucru care m-ar împiedica să fiu obiectiv. Nici pomeneală. Este vorba despre Arca, în care ne anunță, nu-i așa, de ani buni încoace, tot felul de rezultate extraordinare. Și Arca, așa cum vorbeam săptămâna trecută, realizează cei mai mari pitici din lume. Eu știu, cel mai mare balon solar din lume. Realizează cel mai mare motor cu combustibil monopropelant din lume, cu, cum îi zice, cu ajutaj din materiale compozite, bai zice motor ecologic, mă rog, nu intru în detalii. E, toate la ei sunt primele, cele mai mari, singurele din lume și așa mai departe. Dar ar fi o problemă asta. Acum, vedeți dumneavoastră, fiecare simte mai mult sau mai puțin nevoia să se dea cu păr pe piept. Important este ca părul ăla să existe acolo, nu să-l pui tu prin vorbe, prin cuvinte. În urmă cu vreo două luni a fost un prim moment în care aproape că decisesem să realizez o emisiune, pentru că în 26 martie Arca s-a supărat pe Agenția Spațială Română și a trimis o scrisoare deschisă către domnul prim-ministru al României, un soi de pâr, așa, pentru că președintele Agenției Spațiale Române, Marius Pisu, a avut, vezi, doamne, marea îndrăzneală să critique o bună parte din activitățile Arca, spunând ceea ce afirm eu și acum, că e vorba mai mult despre vorbe, mai mult despre laudă, fără să fie în spatele vorbelor, în spatele laudelor, ceva. Ceva de care să te poți agăța. Să zici, da, domnule, oamenii aceștia. Eu îi admir pe cei de la Arca. Sunt niște visători. Dar una e una, alta e alta. Atunci când ei orice vis ți-ar veni prin minte, drept posibilitate, și orice posibilitate, drept lucru care, gata, a și fost realizat, nu mai avem nevoie să îl demonstrăm, ei, lucrurile sunt puțin mai grave. Pentru că lasă impresia că în România, de fapt așa este în România, nu contează ceea ce faci, contează ceea ce zici și cum zici că faci. Important este să ai un PR cât mai puternic, să te scoate mereu în față și în felul ăsta ți-ai creat o imagine bună, ești nemaipomenit, puțin se mai uită mai departe, în spate, să vadă, dar ce este acolo de fapt? Și s-a mai întâmplat că pe 2 iunie, odată cu în momentul în care cei de la Arca au plasat în Piața Victoriei una dintre rachetele lor, Lucia Mândruță să posteze pe pagina sa de Facebook un mic pamflet, un mic eseu legat de Arca, de rezultatele acestei organizații. Reacțiile au fost extrem de interesante. Domnul Mândruță se plângea la un moment dat în răspunsurile care le dădea acolo pe Facebook de faptul că nu există jurnaliști de investigație care să... Ce să investigheze un jurnalist de investigație în cazul Arca? Haideți să vedem cum stau lucrurile. Apropo de racheta care a fost prezentată în Piața Victoriei. Este vorba de racheta HHAS-2C. Bă, cam încurcă numele astea. În loc să zică Arca 1, Arca 2, Arca 3, Arca 4, ba HAS, ba Ellen, ba Stabilo, vă spun că sunt un pic dezorientat, n-am destule hârtie aici să-mi notez toate datele. Dar haideți să vedem această rachetă. Este o rachetă cu un motor din material plastic. Adică nu din material plastic, din materiale compozite, cum era și
fostul motor monopropelant cu care se lăudau ei, tot din materiale compozite era realizat. Numai că acolo temperatura de ardere a gazelor era mult mai mică decât cea în cazul unui motor care funcționează cu oxigen lichid și cherosen. Acolo, în camera de ardere, temperaturile ajung peste 2000 de grade. Se îndreaptă ușor către 3000 de grade. Sunt realizate asemenea motoare din materiale compozite pentru motoare cu combustibil solid și pentru motoare care au tracțiuni mult mai mici decât cel al motorului executor despre care vom vorbi acum. Caracteristicile tehnice ale rachetei HAAZ-2C sunt: lungime 18 metri, greutate egală 510 kg, greutate maximă la start 16 tone, combustibil oxigen lichid plus kerosen, consum 85 de kg pe secundă, tracțiunea maximă a motorului 23 de tone. Aici ar fi trebuit să spună tone forțe și poate ar fi trebuit să precizeze unde este tracțiunea asta maximă. Este vorba de tracțiunea la nivelul mării sau tracțiunea vid, că sunt două valori diferite pentru tracțiune. Nu sunt calcule nemaipomenit de complicate. Le poate face oricine. Formula este cât se poate de simplă. Mă rog, nimic de zis. Dar HAAZ-2C va fi lansată de la Sol în primăvara anului 2013. Motorul încă nu a fost testat, dar știm deja că în mai puțin de un an, va fi lansată racheta aceasta HAAZ-2C în cadrul misiunii 7 și va avea drept obiectiv testarea în zbor a motorului executor și atingerea orbitei, devenind primul satelit integral realizat în România cu o greutate de peste jumătate de tonă. Vedeți, despre acest satelit nu avem nici cea mai mică informație. Nu știm ce va face, dacă va transmite date către Pământ, măcar bipul acela pe care îmi transmitea Sputnicul. Dar în schimb, pentru că nu e așa, avem cel mai mare pitic din lume, în cadrul misiunii 7, racheta respectivă va fi lansată într-o singură treaptă, fiind pentru prima oară când se încearcă lansarea unui satelit cu o rachetă într-o singură treaptă. Vedeți? Cei mai mari pitici din lume. Acest lucru este posibil datorită tehnologiei de construcție a rezervoarelor rachetei din materiale compozite care sunt extrem de ușoare. Foarte bune cuvinte, foarte frumoase. Numai că aici există niște probleme. Prima problemă, pot să revin în cadru. Există chiar un videoclip în care ei arată cel mai ușor motor din lume. Realizat, nu motor, rezervor din lume, realizat din materiale compozite, e supus la presiune, explodează în parametri, așa cum vreau ei. Problema este că, în general, e cel mai ușor din lume. Da, dacă nu instalezi tot ce trebuie pe motorul respectiv, pe rezervorul respectiv. În rezervoarele acestea sunt plasați niște pereți despărțitori din materiale ușoare, nu adaugă foarte mult la greutate, care să împiedice anumite fenomene care ar putea să aibă loc în timpul zborului. Zborul unei rachete nu este chiar un zbor de plăcere, nu este chiar un zbor lin. Despre asta nu ne se spune nimic. Că despre o rachetă într-o singură treaptă care să plaseze pe orbită 500 de kilograme, mai să fie. Vedeți, lucrul acesta este foarte puțin posibil și foarte puțin probabil să fie realizat cu o asemenea rachetă. Gândiți-vă dacă lucrurile ar fi atât de simple, materiale compozite peste tot, de la structura rachetei, rezervoare, până la motor și turbinele motorului sunt material plastic. Ce credeți dumneavoastră că trebuie, eu știu, alte materiale? Aia lanții se chinuie cu tot soiul de oțeluri speciale, cu tot soiul de aliaje. Speciale nu, noi le facem din materiale compozite. Păi dacă pot plasa pe orbită 500 de kilograme, cum remarca prietenul meu Adrian Farcaș, el e în Anglia acum, păi atunci ar veni coreenii și iranienii imediat să le fure tehnologia. Ei trebuie să aibă o, cum să zic eu, o siguranță, o protecție bună a informațiilor, pentru că s-ar apuca aia să facă. Dacă poți plasa pe orbită 500 de kilograme, atunci ai o rachetă intercontinentală nemaipomenită, într-o singură treaptă și ultra ușoară. Și un lucru iarăși care pe mine mă surprinde. Motorul acesta executor, din câte am înțeles, va echipa și avionul acela, iară 111, un avion supersonic care va decola de pe mare și va ameriza după ce se termină misiunea. Mai să fie. Am văzut cum este construit. Mă rog, nu vreau să fac prea multe comentarii. Parcă mai degrabă se construiește o machetă acolo decât un avion. Gândiți-vă dumneavoastră, ce rost are să racheta,
motorul rachetă are forță de tracțiune 23-24 de tone forță. Are mai puțină importanță. Păi nu mai bine să pun direct racheta să decoleze vertical și să scap de greutatea pe care o implică aripile, piloții, tot ce e piloții aia trebuie să li se asigure niște condiții de supraviețuire, trebuie niște echipamente pentru ele, au nevoie de o anumită avionică, iarăși, greutate care se adaugă, se adaugă, se adaugă, se adaugă. Nu, această soluție este neeconomică și neeconomică și neeficientă. Este ineficientă, nu este una care să ducă la rezultate palpabile. Avionul ăsta cu siguranță nu o să-l vedem decât plimbându-se pe mare sau expus cumva prin piața publică, pe la Piața Victoriei, sub forma unei machete. Sunt multe detalii care lipsesc în acest avion și mai au o problemă. Domnul Popescu vorbește la un moment dat că este un avion comandat fly-by-wire, adică prin fire. Va avea comenzi electrice. Păi aici lucrurile se complică și mai tare. Vedeți dumneavoastră, este nevoie de un calculator de bord care să preia date de la 11.000 de senzori, care să combine informația pe care o primește de la pilot, comanda dată de pilot, cu toate aceste date din exterior sau care țin de funcționarea vehiculului și abia pe urmă se dau comenzile la suprafețele de comandă. Lucrul ăsta, oricât ar fi de entuziaști, nu stă la îndemâna unor amatori, oricum, niște amatori. Iar în ceea ce privește zborul spre orbita terestră cu o singură treaptă, mai este o problemă. În funcție de înălțimea la care funcționează motorul, ajutajul trebuie să aibă o altă formă. Un ajutaj care este eficient la nivelul mării nu va fi eficient la 50 de kilometri înălțime. Și acesta este un motiv pentru care se folosesc mai multe trepte. De altfel, americanii au încercat să realizeze un vehicul X-33 care urma să ajungă la orbită direct, într-o singură treaptă și era complet reutilizabil. Programul a fost abandonat. Folosea un motor tare straniu, îl vedeți dumneavoastră în imagine aici, este vorba despre un motor de tip aerospike. Acesta își ajustează în permanență, datorită principiului său de funcționare, optim fluxul care iese din ajutaje, sunt mai multe ajutaje, nu intru eu în detalii, astfel încât să aibă, cum să zic eu, performanțele maxime. Ori motorul executor, oricât de, mă rog, să sperăm că va funcționa, nu va putea fi adaptat pentru toate înălțimile. Și sunt multe probleme. Eu tare sunt curios pentru că este banală, simplă, injectorul. Deci acea parte a motorului prin care se introduce combustibil în camera de ardere. Carburant și comburant, kerosen și oxigen lichid. Nu sunt lucruri simple și nu sunt prea bine stăpânite teoretic. Ele prin încercări succesive. Ori e deja anul viitor, în martie, nu? Pe orbită. Problema este că tot de pe site-ul lor aflu că avionul IR-111, mașinăria care va decola de pe apă, va ateriza pe apă, va zbura în jumătatea lui 2012 și în supersonic deja în 2013. Mă rog, poate vor fi decalate datele astea, dar actualizați puțin în site, ar fi mult mai bine.